femeie acuzată de omucidere de gradul 1, mutilarea unui cadavru și agresiune sexuală de gradul 3 și-a atacat propriul avocat care o reprezenta în instanță. Avocatul a încercat să obțină o amânare în instanța procesului femeii care trebuia să aibă loc pe 6 martie. El ceruse judecătorului încă 2 săptămâni pentru ca un expert să analizeze competența clientei sale de a fi judecată. La câteva momente după ce judecătorul a acceptat cu reticență să amâne procesul, femeia l-a atacat pe avocat. Ea a fost trântită la podea în sala de judecată, fiind imobilizată. La finalul audierilor, avocatul a precizat că va depune o moțiune pentru a se retrage din acest proces. Instanța nu s-a pronunțat imediat în această privință. Femeia este acuzată de omucidere de gradul 1, mutilarea unui cadavru și agresiune sexuală de gradul 3 pentru uciderea fostului soț. Crima a avut loc în februarie anul trecut în casa mamei victimei. Ea i-ar fi ascuns organele genitale într-o găleată. La sosirea poliției, aceasta le-a spus agenților să se distreze găsind părți din corpul victimei care erau ascunse prin toată casa. Atunci când a fost arestată, polițiștii care au percheziționat casa au descoperit părți din corpul bărbatului. Agenții au precizat că au găsit un organ masculin într-o găleată, alături de fluide corporale și cuțite. Polițiștii au recuperat și alte părți ale corpului cadavrului, inclusiv o parte de trunchi care a fost găsită într-o geantă. Când poliția a întrebat-o pe femeie ce s-a întâmplat, aceasta ar fi răspuns: "Aceasta este o întrebare bună." În data de 22 februarie, cei doi ar fi fumat metamfetamină și ar fi întreținut relații sexuale înainte de această crimă macabră. Femeia a mărturisit că și-a pierdut cunoștința și că l-a ștrangulat pe partenerul său. Ea le-a spus anchetatorilor că, deși nu a vrut să-l omoare, i-a plăcut să-l sugrume pe bărbat, relatează știrile ProTV.ro.